Vom face un experiment despre poluarea apei, dacă tot vorbim astăzi despre apă. Așa că vom folosi, bineînțeles, apă, opțional o pâlnie, musai ne trebuie ulei, poate și ulei simplu din bucătărie. Mai am aici niște bețe de frigărui, câteva bucăți de hârtie, niște pene sau fulgi, un material mai lânos, eu am niște fetru, un fetru sintetic, pudră de cacao, detergent pudră, câteva pietre și scoici, un pește și o bucată de edră pe care o vom trece în categoria plantelor acvatice, deși cu siguranță nu este o plantă acvatică. Iar în vasul acesta ne vom imagina că reconstruim o mică bucățică din ocean. Așa că, prima dată, voi plasa câteva pietre și scoici și melci aici la bază. Aceasta este cam mare. Cred că acestea ar fi mai potrivite. Apoi, hai să adăugăm și niște plante acvatice, adică punem bucata aceasta de iederă. Am mai avea nevoie și de un pește. Și, bineînțeles, de apă curată. Așa ar arăta o zi frumoasă din ocean, când apa ar fi limpede, curată și toate viețuitoarele din interior ar fi mulțumite. Dar ce se întâmplă în cazul în care, din păcate, ajunge ulei în apă? Poate este chiar uleiul nostru uzat pe care îl aruncăm la chiuvetă după ce am prăjit ceva. Uleiul se ridică la suprafață, așa cum probabil știați. Dar dacă mergem la munte și vrem să campăm cu cortul, iar acolo găsim un râu în apropiere, nu mai bun pentru făcut o baie bună. Și luăm săpunul, luăm șamponul, ne spălăm fix în râu, ce contează? Apa trece, noi o să bem apă curată. Noi da, dar cei de mai de jos sau peștii din păstrăvăria de la vale? Cam asta se întâmplă când ajunge și detergentul în apă sau alte reziduri. Și când le amestecăm pe toate, voi scoate peștele să nu ne încurce, dar săracul deja s-a întristat. Nu mai este la fel de curat ca înainte. Ce observați? Mai este apa la fel de curată? Dar lumina mai pătrunde la fel de ușor? Din păcate, rezidurile care ajung în aceste ape, împreună cu uleiul, se amestecă și formează la suprafață o poșghiță, iar lumina nu mai poate pătrunde la fel de bine și nici viețuitoarele nu sunt încântate să trăiască într-o astfel de apă. Poate ați văzut imagini cu pești care au în interior bucăți de plastic pentru că le-au consumat crezând că sunt hrana lor preferată. Ce se întâmplă dacă o pasăre ajunge în apă, într-o apă poluată, și își udă penele? Va fi greu de curățat după aceea. Dacă ar fi să iau o altă pană și să torn deasupra apă curată, observați? Nici măcar nu stă apa pe pene. Mai torn încă o dată. De aceea, atunci când vedem păsări acvatice stând deasupra apei, ne întrebăm cum de nu se udă. Nu se udă pentru că penele sunt bine impermeabilizate cu o substanță secretată de glanda uropigiană. Însă atunci când nu este apă curată, ci este apă murdară, așa cum
am observat mai devreme, iată ce se întâmplă. Upana are de suferit, mai ales că nu se poate duce la duș să se spele, iar uleiul se curăță foarte greu. Acesta nu este un experiment vesel, însă aș vrea să vă propun ceva. De acum încolo, atunci când mergeți în natură, protejați apele. Aveți grijă de ele ca să se păstreze curate. Acasă, rugați-le pe mămici ca atunci când au ulei uzat, poate de la prăjit sau de la alte preparate, să nu-l arunce în chiuvetă. Să-l pună în niște sticle, iar atunci când se strânge o cantitate mai mare, îl puteți duce la stațiile de reciclare care se ocupă și de uleiul uzat. Iar la final, vă mai spun atât. Aveți grijă de apa voastră.